Activitățile au debutat cu prezentarea școlii efectuată de directorul unității de învățământ. S-a prezentat planul de școlarizare, facilitățile oferite elevilor, dar și rezultatele deosebite. Cadrele didactice au declarat că activitatea este una de parteneriat între instituțiile de învățământ, astfel că vizita micuților a fost una de prietenie. Este un eveniment la care participăm cu mare drag. Copiii, după cum vedeți, au venit în număr mare, însoțiți de părinți, de bunici. Au fost și copii care nu vor merge la toamnă la școală, dar care au avut curiozitatea să vadă cum arată școala. Le-a plăcut, activitățile au fost frumoase. Noi avem activități comune, fiind și grădinița arondată școlii. Avem activități comune frumoase făcute împreună. Chiar luni așteptăm pe copiii de la clasa a doua să vină la noi pentru o activitate practică dedicată zilei de 8 martie. Cei mai mulți dintre copii au pășit pentru prima dată într-o școală. Micuții au fost încercați de emoții și sentimente de bucurie la gândul că își vor cunoaște viitorii colegi. După ce s-au împrietenit, copiii au confecționat diferite produse specifice primăverii. Cum ți s-a părut școala azi? Bine! Ți-a plăcut? Da! Ai mai fost până acum într-o școală? Da! Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Să mă joc! Mie îmi place să mă joc și să învăț! Și ce ai făcut azi aici? Azi aici m-am jucat. Cu ce? Mai exact ce ai făcut? Am alergat, am dansat și am stat pe scaun. Să mă joc și să mă joc cu colegii și și m-am distrat. Și ai făcut mărțișoare? Da, la Gândi. Am făcut felicitare. I-o duci mamei tale? Da. O să-i placă? Cred că da. Organizatorii spun că evenimentul se va repeta prin invitația deschisă și altor părinți care doresc să cunoască modalitățile de lucru la clasă. Totodată sunt așteptate și persoanele care au neclarități vis-a-vis de documentele necesare înscrierii în clasa pregătitoare.